La sediul Federației Române de Handbal a avut loc astăzi tragerea la sorți a partidelor din semifinalele Cupei României la handbal feminin. SCM Craiova va întâlni CSM Bistrița, iar în cealaltă semifinală se vor înfrunta CSM București și Unirea Slobozia. Antrenorul Bogdan Burcea spune că echipa poate ajunge în cupele europene prin intermediul cupei, iar acest lucru va fi posibil dacă SCM va juca în finală. Cupa României este și a fost de la început un obiectiv pentru noi, accederea în finală. Pot să spun că ne aflăm bine meritat în acest Final Four. Este o competiție pe care ne dorim să o respectăm, ne dorim de asemenea accederea în finala mare. Deși a învins-o de două ori pe Bistrița în acest sezon, antrenorul Bogdan Burcea spune că va fi o confruntare dificilă cu Ardelencele. Întâlnim echipa CSM Bistrița, o echipă cu care ne-am împărțit victoriile atât în tur cât și în retur. Va fi un meci dificil, cu încărcătură mare. Cred că ambele echipe își doresc accederea în finala mare. Turneul Final Four va avea loc la Ploiești vineri și sâmbătă. Clubul de handbal feminin juvenil HC Universitatea FEFS Craiova s-a calificat anul acesta cu două grupe în fazele superioare ale campionatului național. Junioarele 4 s-au calificat la turneul final programat în iunie, iar junioarele 3 vor participa luna aceasta la turneul semifinal. Handbalistele obișnuiesc să se mai antreneze și în parcul Romanescu și o fac cu zâmbetul pe buze. Antrenorii spun că acesta este unul dintre secretele succesului lor. La Severin am avut 4 victorii pe linie. Am câștigat în finală împotriva unei echipe din Timișoara și asta ne-a dus calificarea la turneul final, care va avea loc la jumătatea lunii iunie. Ce speranțe mergeți acolo? Cu ce speranțe vă pregătiți pentru acel turneu? Suntem optimiști, încrezători în fetițe. Acum 2 ani, când am fost pe nivel de vârstă, fetițele au obținut locul 4 la nivel național. Reușiți să le țineți la handbal, să nu renunțe, să nu aleagă un alt sport, alte activități? Este destul de greu să fii la antrenament zi de zi? Cred că s-a format un grup foarte frumos și pe deasupra noi nu am încercat să le pregătim doar din punct de vedere sportiv. Am mers foarte mult pe educația lor la toate nivelele, pentru că aceste fete au nevoie înainte de toate de o educație și după aceea de o educație strict sportivă. Iar la noi toate activitățile se îmbină, cu activități cu limbi străine, pe vară, cu ieșiri la piscină, activități la cinema. Fetele fac sacrificii și luptă pe două fronturi pentru a face performanță, dar spun că satisfacțiile sunt pe măsura efortului depus. Este foarte obositor. Avem turnee în fiecare săptămână, iar trebuie să fac față și la învățătură și la handbal. Este și foarte bucuros pentru faptul că după ce noi câștigăm, sunt fericită că am ajutat echipa într-un fel. Este foarte frumos. De cât timp faci handbal? De 6 ani jumate. Ai gândit vreodată să renunți, că este greu sau poate ai avut parte de vreo accidentare nedorită? Da, uneori am avut momente în care am vrut să renunț, dar mi-am zis că pot și am mers mai departe. Cât de greu este la antrenamente? La antrenamente nu este chiar foarte greu, dar trebuie să te concentrezi și să-ți dai silința. Spunea antrenorul că veniți cu zâmbetul pe buze la ședințele de pregătire, indiferent în ce sală din Craiova și la ce oră ar fi. Da, suntem mereu fericite să ne vedem, să ne povestim ce am mai făcut. Suntem un grup foarte unit.